Noi ce facem aici? Bem, mâncăm, stăm așa? Nu ne ducem și noi să-i rupem gâtul ăla? Bă, bea mănâncă, tu nu rup niciun gât. Să descurcă, statică, singur. Eu n-am zis că nu se descurcă neastate, că i-ar fi frică sau altceva, dar poate că n-are chef. E supărat din cauza la nepot. Eu ziceam să ne ducem să-l ajutăm. De ce nu te duci, mătale? Că dacă te vede ăla, se sperie și o ia la fugă. Așa urât sunt. Bre, iartă-mă, n-am zis asta, dar ziceam că mătale ești un periculos și... Ui, hai, bea, mănâncă. Stai și tu aici, liniștit, nu ca să nu mai zici prostii, știi? Nu te băga peste treburile altora. Da, bre, bine că ești tu deștept. Băi, ce? Ce faci, Elvis? Ești prost? Te-ai tâmpit? Ai chef de bătaie? Bază-te cu mine dacă ești tare. N-am chef de bătaie. Păi atunci ți-ai dracu din gură, nu mai comenta și bagă în gură ceva. Bun. Și tu la Cosmin. Stai cu el de vorbă. Uite, e căzut rău de tot. Hai, poate îl scoți din starea asta. Da. Am venit să vorbim despre Regina, de tine, dacă ești bine. Nu cred că pot să trăiesc fără ea. Bă, și Lenții, dacă ar păți ceva, nu știu ce m-aș face. Ție nu-ți pasă că Regina a murit? Nici măcar un pic? Nu contează că a fost sorta, femeia ta. Nu vreau să te super pe mine, că știu că suferi și poate nu mă înțelegi, dar nu prea mă afectează. Adică, ce să zic, asta e, s-a dus vii cu vii, morții cu morți, să-i fie țărâna ușor. Dar cum, ce vrei să fac, să sufăr eu femeia pe care o iubești tu? Și păi, acum, asta e, ești tu puțin doliu, trece ceva timp, îți cauși tu altă femeie și treci peste. Gata, altă, ce mă? Ce dracu sunt țâmpenile astea, că nu poți să trăiești fără ea, că vrei să te omori? Asta e, mergem înainte. Da? Hai că ești tare. Auzi, mă? Dar ce ai vorbit tu cu Cosmin? Ce să vorbesc, fă cu el? Vai, mama lui, suferă ca un câine. Aole, ce bine. Păi dacă o iubea, nu ți se pare normal? Ce vrei să-și găsească pe alta, una, două, așa? Așa cum ce să facem, fă? Asta e viața. Azi ești, mâine nu mai ești. Auzi, dar pe tine nu te doare sufletul? Ai crescut cu ea în casă, era ca o soră pentru tine. Da, fă, ce vrei? Ți-am mai zis, n-ai ce să-i faci, asta e soarta. Dacă era tata sau fratele meu, eram mai afectat, da, așa. Da, cine a dat foc la căsuța aia, știi? Da, știu. Un italian, un jeg. Ar trebui să dau eu cu mașina peste el în Sicilia, dar nu m-a lăsat Rubinu. Aole, doamne, dar ce bine faci, doamne, că nu mai pot. A, mă, mai fă așa, poate adorm și eu să treacă ziua asta, că m-a zăpăcit rău de tot. Doamne, da. Da, da, da. A, acolo, da.
Să-ți dea Dumnezeu sănătate. Da, domn Lucian. Măie, băte, tu știi ce obiceiuri sunt pe aici pentru pomană? Știu. Se fac colaci, colivă, mâncare din belșug, fripturi, aperitive, băutură, cozonaca desert. Bine. Și mai știu un obicei din Moldova care e foarte iubit de oameni. Se face o casă din pături și se pune cam tot ce-i trebuie omului acolo. Casă. Bine, fă toate astea. Da, dar trebuie să mă duc la cumpărături. Ia-l pe Armando și faceți cumpărăturile. Hai. A, uite. Neața. Băi, Armando. Te duci cu Dorel. Unde vrei? Să faceți cumpărături pentru pomana reginei. A, bre... Du-te, amică, băi, când ți-am spus te duci, te duci. Și să nu te zgârcești la bani. Hai, pleacă. Bre, ce dracu mai primesc cu fraierul ăsta după mine? M-a chinuit până tot oraș. Du-te colo, vino încoa, m-a zăpăcit. Nu puteam stau și eu liniștit? Băi, băiete, măcar atâta să faci și tu pentru regina. Bine. Auzi, bre, când stăteam în mașină, mi-a venit o idee. Aoleu, iar i-a venit lui ăsta idei. Hai că eu plec, că mie mi se face frică când îți vin idei. Mamă, ce haios ai fost, frate. Foarte tare, frate. Bre, fii atent, aici eu m-am gândit cum să facem repede câteva milioane. Milioane? Da. Cum? Stai să ne-o dă fraierul ăsta. Fii atent, luăm frumos medalion. Mergem la aia, la familia regală. Le cerem bani, că zicem că le-am găsit fată. Dar din păcate e moartă. Hă? Nu-i idee bună? Băi, tu când vorbești, gândești sau chiar ești prost de tot? Păi stai, bre, așa un pic am dat și noi pagubă 500.000 de euro din cauza lui spelba aia. Cum ne scoatem bani? Băi, idiotule, băi. Așa vorbești tu, mă, de fata asta, de regina? Cu care ai crescut, mă. Te-a spălat. Te-a dat de mâncare. Stai, bre, dar ce dai mine, bre? Păi, idiotule. Păi tu crezi că ăia te așteaptă pe tine să le ceri banii? Te-ar omorâ pe loc. Asta ar însemna că ai de-a face cu răpirea. Marge aici! Nu-ți mai văd fața de animal. Mărgici! Sfântă Madonna. Ce mă fac eu cu ăștia? Ce să-i fac, Sfântă Madonna, să aibă și el măcar un drag de minte? Vă mulțumesc. Vă mulțumesc că ați venit. Apomenirea fetei mele. Și că sunteți alături de mine și de familia mea. Dumnezeu s-o ierte. Dumnezeu s-o ierte.
Cred că fiica mea, Regina, de acolo de unde e ea, se uită la noi toți și o să ne apere de rău și de necaz. Dumnezeu să o ierte. Vreau să vă spun că un copil așa de frumoasă și de treabă și de dulce, precis, este acolo sus, în rai. Că ea n-a apucat să se bucure de un bărbat, de viață, de un copil. Noi o să o memorăm toată viața. Și mai vreau să vă spun, Regino și stăterule, nu vom vă uita niciodată. Și mie îmi pare rău că am țipat la ea și că am fost a dracului cu ea. Sper să mă ierte de acolo de unde e. Tata. Hai. Scumpa noastră surioară, îmi pare rău dacă vreodată ți-am greșit cu ceva. Îmi cer scuze și în numele lui Armando, mai ales în numele lui Armando, dacă vreodată ne-am purtat urât cu tine. Și îți mulțumesc că ai fost alături de mine și m-ai acoperit de fiecare dată când am făcut vreo prostie. Te iubim, surioară. Dumnezeu să te ierte. Dumnezeu să te ierte. Regina? Am iubit-o. O iubesc. Nu spui niciodată. Cosmine! Cuscă! Cuscă! Lasă! Lasă! E mai bine să fie singura. Să odihnească pe Regina, domn Lucianu. Mergem și noi, Dumnezeu să mergem. Acum trebuie să plecăm acasă. Aici, în șatră, nu suntem bineveniți. O să chemăm un taxi. Nu, vă rog, vă duce Armando până acasă. Hai, descurcăm singur. Nu, chiar insist. Armando, pregătește mașina. Hai, mai repede, mișcă. Îți mulțumim. Și Dumnezeu să ierte pe fata Dumitru. Dumnezeu să o dignească. Hai, mă, mai repede.